Bun găsit la o nouă prezentare despre dezvoltând capacitățile prin folosire. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Fiecare om este răspunzător înaintea lui Dumnezeu pentru influența pe care o cultivă în suflet și care se răsfrânge atât asupra lui însuși, cât și asupra celorlalți. Fiecare cuvânt pe care îl rostiți, fiecare faptă pe care o îndepliniți, exercită asupra acelora care se află în legătură cu voi o influență fie spre bine, fie spre rău. O, cât de necesar este ca Hristos să locuiască în inimile voastre, astfel încât cuvintele voastre să fie cuvintele vieții și faptele voastre să fie roade ale iubirii.